Bun găsit tuturor! De astăzi au intrat în vigoare noi măsuri de prevenire și control a infecției cu noul coronavirus. Masca este obligatorie în spațiile publice închise, dar mai ales în transportul public. Membrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică au recomandat instituțiilor publice cât și cele private care au mai mult de 50 de angajați să scoată personalul la lucru în două grupe cu un decalaj de cel puțin o oră pentru a evita astfel aglomerarea în transportul public în orele de vârf. De asemenea, au fost puse noi restricții și la frontieră. Toate persoanele care intră în țară trebuie să prezinte un certificat complet de vaccinare, un test negativ sau un certificat care confirmă prezența anticorpilor pentru o perioadă de 90 de zile. În caz contrar, persoanele vor fi plasate în carantină pentru 14 zile. Acest regim însă poate fi întrerupt în a șaptea zi dacă persoana prezintă un test negativ.